Și aici m-am dus, m-am dus la baie, aia. Da? Tare, da. Asta e persoana din stânga. Ce ai să-i zic pe tare? Da, suntem pe Antena Play, adică știți că suntem pe Antena Play, pentru că suntem în timp real, deci acum ne văd cei de pe Antena. Ah, ok. Da? Decât super. Minunat, Vali! Da, da, excepțional. Da, da, da. Super! Mulțumesc din suflet că m-ați anunțat ca să nu ajung în alte... Bun! M-am resetat puțin. Așa. Să rămână mamă, eu sunt ăla care a zis mai devreme. Așa. Persoana din dreapta trebuie să-i pună întrebări personale. Simple. Cum te cheamă? Cum o cheamă pe mama ta? Câți ani ai? La câți ani, nu știu, mergi cu bicicleta? Știi să înnoți? Cum îl cheamă pe iubitul tău? Pe iubit... La ce bine. Interval? Adică continuu? Nu. Alternează cu persoana din spate care pune întrebări de matematică. Simple. Adunare, scădere. Ok? Până la 10. 2 plus 2. 3 minus 2. Ok? Persoana din centru, în timp ce ascultă povestea, răspunde la întrebarea personală, cum a răspuns cel din spate, pune întrebarea de matematică, răspunde și tot așa. Răspundeți alternativ. Înțelegeți? Da. Cei care participă. Deci cine va fi persoana din mijloc? Asta e problema. Nu, aia din mijloc. Trebuie să fie cineva care, pe care îl vreau foarte, foarte, foarte... Vreau o fată, persoana din mijloc. Și restul să pună așa. Păi, deci una din voi doi. Cine? Alegeți voi. Oana sau Laura? Oana cine, Laura cine? Oana e ea, Laura e ea. Noi putem, dar nu avem timp să alternăm. Hai să vedem cu tine, să încercăm cu tine. Pentru că par mai cu minte și mai... Bine, te-ai ridicat în picioare și nu mai... Ce scuze. Glumesc, glumesc. Eu sunt mai rău tăcios de obicei, stați liniștit. Bun. Al doilea exercițiu va fi așa. Vor veni câteva persoane, vedem cât timp avem. Una, două persoane, care vreau să se gândească la, la ce le place lor să facă. Tu nu vrei? Nu știu, ci oricine. Cine, cine? De exemplu, cine? Nu știu, vă plac expozițiile de animale, să spun, da? Și veți simula un live la o expoziție canină. Ok? Adică mă interesează ca live-ul vostru, ce spuneți pe gură, să fie ceva care să vă fie propriu, să vă fie comod să vorbiți despre asta. Ce va fi incomod în exercițiu este situația în care veți fi puși. Super. Adică dacă... Vă dau un exemplu, da? Doamnelor și domnilor, bună ziua, Sandra, mă aflu la expoziție care iată lângă mine un... O să facem așa, când ne întoarcem, eu vreau să le explic un pic ce înseamnă și o să chem lângă mine, uite, toată latura asta, să stați la distanță cam așa de mare de mine și să fim cam trei, câți încăpem? Nu, doi și doi în cap. Și o să le explic celor de acasă care e camera mea. Tu ești camera mea? Perfect. O să le explic de ce facem exercițiul pe care o să-l vedem, pentru că în mod normal când faci transmisii în direct, 2 și 2, cel puțin dacă nu 4 și 4, au transmisii în direct pentru celelalte televiziuni de la același moment, în aceeași clipă cu tine. Și o să-i rog să vorbească și ei și să încerc și eu să vorbesc același lucru, fără să mai aud nimic din ce fac ceilalți. Gândiți-vă că ei fiecare își spun textul lor. În momentul ăla îți trebuie un astfel de exercițiu ca să fii capabil, să, tu să fii atent la treaba ta și la camera ta și să n-ai nimic altceva de făcut. Imediat după faceți exercițiu cu Vali. Partea a doua o să vă explic un pic câteva trucuri legate de ce faci când trebuie să faci o transmisiune în direct și după aia faceți exercițiu cu Al Vali. Doilea. Suntem ok, așa, e da? E perfect, bine. Da. E ok? Deci să vă gândiți, vă rog, nu la... Niște baterii. Adică cine vrea să participe la exercițiu cu live. Ale concurenților, da. E de vorbit un minut. Dar să se gândească cei care pun întrebările de matematică, cei care pun întrebări din viața personală, ceilalți care pun întrebări să se gândească deja să pună întrebări, iar cel din mijloc trebuie să facă transmisie, ați înțeles, da? Fără să... Exact, tu vei face așa, Laura. Cine e cea mai înțepată dintre voi? Că pe aia o vrem în centru, sau cel mai înțepat, cel mai... cu nerv, cel mai... Cu aplomb. Hai, ziceți, ziceți voi. Ziceți voi, cine e? Tu ești, Laura? Oana. Oana, scuză-mă. Bun, hai să mergem cu Oana. Oana, da. Tu trebuie, ideea principală e să fii atentă la poveste. Da. Să vedem cât de mult ai reținut din poveste. Pentru că asta e ideea. La televizor îți vorbește producătorul în cască, întrebarea e cât ai reținut din ce ți-a spus invitatul ăla. Cam tu, asta e. Vrei să fii tu, Vali, omul care spune povestea? Putem să facem și așa, dacă vreți. Exact. Om în direct, cum aici am auzit de la dumneavoastră. Nu, nu e invitatul. Vali e invitatul. Spune, vorbești și... Tu ești atent la poveste, bine? Da. Dar trebuie să răspunzi în același timp întrebărilor. Dar nu trebuie să faci nimic cu omul care îți spune povestea. Nu, tu asculți. Vorbește aiurea acolo. Vorbește, exact, în tramvai, nu-i așa? Aiurea, despre. Dar trebuie să răspundeți.
Fără pauze, rapid. 2 plus 2, 4, cum îl cheamă pe cățelul tău? Patrocle, 3 minus 1, 2, înțelegi? Practic un exercițiu să vezi dacă poți să fii atent. Exact. Dacă aia... Să mă din jur. Exact. Mă deranjează că n-am întoarcere în niciunul dintre monitoare să văd emisia. Se uită ei și ce e așa dificil? Și după aia am pierdut eu, cu furtună. Cu ce e da? E, zici, 8 la 2 plus 2. Da, n-am... Și ce e așa greu, măi? Am 10. Ok, până la 10. Păi da, dar până la 10 a zis. Da, și pentru live, probabil o persoană sau două, încercăm o fată și un băiat ca să alternăm. Va fi ceva de genul, vă dau un exemplu, expoziție canină, da? Cuiva îi plac câini. Și câinele lui preferat, un Westie. Iată, am un Westie în brațe, doamnelor și domnilor. Particip eu la doilea. Și vezi? Îl vezi când îl plimbi sau? Nu știu cu ce. Ce spui, Raimond? Particip și eu, da. Mi-e mirușine. Okay. Eu mă roșesc, mirușine. Nu pot. N-am înțeles. Facem. Unul, doi băieți atunci a doua. Unul, doi, e eu perfect. Raimond. Și în momentul ăla, în cască, pentru că aveți cască și la live, producătorul vă spune, fii atent, au scăpat toți câinii din spatele tău, din cuști, fă ceva. Înțelegeți ce spun? Aha. Și vin alergând spre trebuie voi. Să fiți... Și noi trebuie să fugim după câini, să-i primim. Nu, voi trebuie să... Sau trebuie faceți... să... N-aș sări peste masa asta, de exemplu. Aș rămâne pe loc, pentru că nu așa. Dar trebuie să vă murați situații respective. Ce faceți în momentul ăla? Înțelegeți? Mai venim o dată și facem și promptă, să citească promptă. Ar fi tare. Eu vreau să aduc. Eu nu știu să citesc, am încercat, dar nu știu. Nu e ușor deloc. Nu e ușor deloc. În primul rând, pentru că dacă nu înveți cum, ți se văd ochii care urmăresc cuvintele. Da, și se văd că urmărești și oricum ești aici, ești acolo, ești în altă parte. Când clipești, te cunoști. Da, dai din cap. Clipitul, cheie clipitul și să citești ca și cum ai flash-ui la fotografii. Deci să citești pasaje. Da. Deci să-l vezi cu tot. Da. Bine, hai că vreau, deci vreau pe energie, pasca, da? Ne concentrăm să iasă mișto, dinamic, da? Eu o să fiu prezentatorul care îți pune chestii, știi? 7...